O navă spațială NASA este încă în drum spre un asteroid extrem de valoros și bogat în metale. Cu toate acestea, nu trebuie să așteptați ca Agenția Spațială Americană să trimită înapoi imagini cu asteroidul de 10.000 de quadrilioane de dolari pentru a-l vedea. Conform revistei Astronomy, asteroidul de 10.000 de quadrilioane de dolari, Sixteen Psyche, a ajuns în opoziție, opus Soarelui pe cerul nostru, pe 6 august. Acesta va fi situat printre stelele din nordul constelației Capricornul, strălucind cu o magnitudine de 9,6. Îl puteți găsi pe Psyche în cerul sud-vestic la orele dimineții, dar veți avea nevoie de un telescop pentru a-l putea observa. Datorită conținutului său ridicat de metale, oamenii de știință cred că Psyche ar putea fi nucleul metalic rămas al unei planete eșuate, cunoscută drept planetezimal. Situat în centura principală de asteroizi dintre Marte și Jupiter, acest corp neregulat, în formă de cartof, măsoară 278 de kilometri în diametru și 231 de kilometri în lungime, având o suprafață de 102.998 de kilometri pătrați. Asteroidul are nevoie de aproximativ 5 ani tereștri pentru a finaliza o orbită în jurul Soarelui și puțin peste 4 ore pentru a se roti în jurul axei sale. Corpul ceresc este numit după zeița greacă a sufletului. Deoarece a fost cel de-al 16-lea asteroid descoperit, este uneori denumit Sixteen Psyche. Se estimează că uriașul asteroid valorează 10.000 de quadrilioane de dolari, mai mult decât întreaga economie a planetei noastre, datorită cantităților mari de metale prețioase pe care le conține, incluzând aur, fier și nichel. Misiunea Psyche a fost lansată pe 13 octombrie 2023 pentru a studia acest asteroid unic bogat în metale. Este prima misiune care explorează o lume bogată în metale în loc de rocă sau gheață. Explorarea asteroidului ar putea dezvălui cum au luat naștere nucleele Pământului și ale altor planete terestre. În ultima actualizare a NASA despre misiune în luna mai, nava spațială se afla la peste 305 milioane de kilometri distanță și se deplasa cu o viteză de 37 de kilometri pe secundă, conform agenției spațiale. Este de așteptat ca sonda să ajungă la asteroid în august 2029.